Vă invit să urmăriți un clip video cu o doamnă care a devenit foarte populară în ultimele 24 de ore pentru că raportează niște chestiuni grave care se întâmplă la aeroport, chestiuni despre care actualii noștri guvernanți se lăudau că le-au rezolvat, că de acum încolo va fi mai bine. Este vorba de faptul că pasagerii sunt ținuți ba în ploaie, ba în vânt, ba în arșiță, ba pe o căldură enormă afară, nu pot să-și petreacă normal rudele la aeroport, așa au decis ei să gestioneze această chestiune privind fluxul de pasageri, și doi, în continuare se jumulesc, se jupoaie bani enormi la taximetrie în fața aeroportului. Se raportează faptul că o călătorie de la aeroport până la Botanica, până la Zelenski, costă peste 400 de lei, asta deși tocmai spânul se lăuda de faptul că s-a pus punct acestei jehmandele în fața aeroportului și de acum încolo nu va mai fi. Urmăriți, vă rog! Bună dimineața, lume dragă și frumoasă, ce vreau să spun eu azi? Caz real. Stăteam la aeroport și ne așteptam copiii. Mă rog, nu-ți dă voie în aeroport, că nu știu, și șezi în ploaie, șezi în vânt, șezi în soare și așteaptă. Așa nu știu cine o să-și alegi, dar mă rog, lumea s-a deprins cu asta. Să mai stai două ceasuri cu copilul tău, ori cu mamă, cu soră, în aeroport, că se petrești, nu poți. Te-ai dus până afară, le-ai trecut și la deri, s-a dus. Nu asta am vrut să spun. Așteptând acolo să-mi ia copiii, taxiștii. Erau înaintea mea și am tras atenția, mă rog. Taxi, 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 taxi. Mă rog, numai nu te lua de mână să te bagi în mașină. Două doamne s-au apropiat de un taxist și întreabă cât ați fi până la Zelenski. Zelenski asta la Botanica. El îmi spune, înaintea mea asta eu am auzit cu urechile libere. 400 de lei. Ele s-au încrețit la față, zic, dar noi avem numai 20 de euro. Ia să ne dușeți. Nu. 400 de lei, astăzi bani. Astăzi bani, 400 de lei. Dar dacă doamne cele au avut 20 de euro și nu s-au ajuns 10-20 de lei acolo până la 400, nu le-au dus. Nu le-a dus. Chiar așa vă spare dacă omul ăsta iese din aeroport, dar mi-a luat banii de pe lume ca să dăi ții. Poate l-o grămadă de o oană întreg să iei un bilet să vină acasă. Dar voi și aici la aeroport îi rupiți și îi curățeți de chele. N-aveți soviți. Eu am chemat taxiul de la Zelenski și m-am dus pe la aeroport. 125 de lei, băieți. 125, dar nu 400, mai băieți. Unde trăim noi? Voi ați uitat că noi trăim în Moldova? Ferească Dumnezeu lege. Asta nu e lege, asta fiecare acă. Ei singuri să fac legile lor. Mă iertați, dar chiar asta e ceva strigător la cer, da? 400 de lei. Nu cât e de la aeroport până la Botanica? Că nu sute de kilometri, zboc ceva kilometri în crușii. 400 de lei. Și dacă ți-o dat, doamne, cele 20 de euro, tu n-ai vrut să iei, că nu-s 400. Nu, doamna, cu 20 de euro nu vă duc. Trebuie 400 de lei. N-aveți rușine. Păcat. Păcat. Și iar păcat. Eu vă doresc o zi bună, v-am pupat și am plecat. Pe această cale vreau să vă adresez o întrebare retorică. Dacă ei așa se descurcă cu fluxul de pasageri, cu traficul de pasageri, dacă ei așa se descurcă cu rezolvarea problemei taxiurilor care jupoaie bani de pe pasageri și se laudă că au rezolvat-o, cum se vor descurca ei cu licitația de la aeroport? Cum să administreze ei un aeroport întreg și niște spații comerciale dacă ei nu pot rezolva problema cu taxiurile și cu pasagerii la intrare, astfel încât să nu fie ținuți oamenii pe ploaie, pe vânt, pe arșiță, pe căldură, în îmbulzeală, să nu-și poată petrece normal rudele stând la o ceașcă de cafea sau de ceai, spre exemplu. Vă imaginați dumneavoastră cam cât ar putea să ne coste un biscuit sau o apă? Cam care vor fi prețurile după această licitație? Credeți că vor fi în beneficiul cetățenilor? Credeți că vor fi prețuri mai mici? Vor fi prețuri concurențiale? Sau vor fi prețuri preferențiale pentru a scoate mita dată pentru câștigarea licitației? Vă rog să scrieți în comentarii opinia dumneavoastră, pentru că de acum încolo noi vom vorbi nu doar despre ceea ce se face, dar și despre efectele acestei licitații pe termen lung. Mulțumesc!